Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Citesc că inspectorii ANAF au început să facă ședințe de coaching pentru a le fi schimbată mentalitatea și a fi motivați. Ce înseamnă asta? Îți dai seama că ca să schimbi motivația unui inspector de la fisc, îi trebuie o motivație mai puternică decât motivația pe obișnuită. Care, mă înțelegi, o are deja, e verificată și funcționează de atâta vreme. A, mă, poate nu sunt toți motivați. Nu, așa. Sunt convins. În interiorul ANAF, zice, deci pregătiți-vă că se schimbă mentalitatea la fisc. În interiorul ANAF am prevăzut programe de pregătire profesională, de discuții, de dezbateri cu inspectorii. Încă de anul trecut și este unic în cadrul instituțiilor publice, suntem formați ca formatori de coaching, a declarat Daniela Teodoru, director general de la nu știu ce, în cadrul unei conferințe Deloitte, bla bla, și transmite site-ul economie.hotnews. Avem pregătite și programe de formare de coaching cu inspectorii noștri pentru motivarea acestora și îmbunătățirea mentalității. Dar ce e stricat la mentalitate de acum trebuie să îmbunătățim la mentalitate? S-au gândit, nu cred că au ceva consistent. Băi, de transmis. Sincer să fiu, uite, bun, acum sigur, noi râdem, dar vreau să vă spun că cred că e foarte greu să fii motivat. Acum nu știu dacă în toate instituțiile, mă rog, filialele fiscului o fi așa, dar eu mi-aduc aminte că am cumpărat o clanță cu broască și cu shield pentru o direcție de-astea de finanțe. Nu știu dacă era locală sau dacă ținea de stat, habar n-am. Chiar nu mai, sincer, nu mai țin minte, că probabil că sunt diferențe de finanțare și aici. Dar oamenii aia lucrau. Trebuia să mă duc mai de mult, că nu era ghișeu.ro, mă înțelegi? Așa. Și nu se prea puteau face plăți online, nu-ți veneau informațiile astea online. Trebuia să te duci personal la sediul respectiv, să-ți declari veniturile, să completezi date, fișe fiscale, habar n-am. Și, păi, era o mizerie înspăimântătoare în sediul respectiv, care era mereu luat cu asalt de contribuabili. Mi-era milă de oamenii aia care lucrau acolo, care munceau. Pentru că munceau în condiții foarte nasoale. WC-urile erau mizerabile, pereții coșcoviți, ușile erau rupte, lucrau niște birouri nenorocite, pe niște calculatoare vechi. E foarte nasol să fii motivat când trebuie să lucrezi în astfel de condiții. Gândește-te cum ar fi aici, să fie becurile arse, lipsă, să fie scaune rupte, ușa să nu se închidă. Și am avut, a trebuit să mă duc de mai multe ori să lămuresc nu știu ce problemă de asta. Și eram exasperat că ușa de la birou unde intram, eu bă, avea o clanță ruptă. Odată că nu stătea închisă și doi, mă loveam tot timpul la mână, știi, când deschideam ușa, că le îndurea shield-ul ăla. Bă, și m-am enervat și m-am dus data următoare, m-am oprit la un magazin de ăsta de bricolaj și am cumpărat o clanță și un shield, nu știu cum se cheamă, chestie, tot ansamblu. Și le-am pus pe o masă. Și am zis, terminasem treaba. Și am zis, uite, din partea mea, vă rog să vă puneți clanță și fost Dumnezeul lor. S-a uitat aia la mine. Peșcheș. Dom'le, n-avem voie să primim. Dom'le, n-aveți voie să primiți, nu știu, schimbați-vă clanța. Aveți aici fochiți ceva. Au plătit impozit pe clanța aia? Da, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.